Multă sănătate, prieteni, succes în grădinărit și Doamne ajută! Astăzi aș vrea să plantăm kiwi, mini-kiwi, pentru că în celelalte postări v-am spus că sunt încântat datorită acestei liane minunate, care anul ăsta chiar a rodit mai mult, am mâncat din belșug și am zis ca să mai plantăm câteva soiuri ceva mai timpurii și soiuri diferite pe care nu le aveam. Vestea cea bună este că este o mulțime de soiuri, poate peste 10 soiuri, 15 soiuri de mini-kiwi cu gusturi diferite, mărimi diferite, chiar și culori diferite. Am avut un solar vechi, am să vă vorbesc într-o altă postare despre cum facem un postament, un sistem de susținere, pentru că liană urcătoare se duce destul de sus. Am avut un solar care mi-a folosit ca și structură, cât de cât, a trebuit nici modificări să le fac. Iar acum am cumpărat vreo 10 bucăți de mini kiwi, 8 femele și 2 plante mascul, pentru că au nevoie de polenizare, altfel nu rodesc. Există și mini kiwi care este autofertil, planta autofertilă care nu are nevoie de polenizator, dar cele care au nevoie de polenizator rodesc ceva mai mult. Am pus diverse soiuri, am pus un soi September Scarlet, Scarlet September. Am mai pus un Bingo, care este iarăși un mini kiwi, un soi mai nou, care are miezul galben și o aromă de ananas. Am înțeles, n-am mâncat, am mâncat de la mine câteva soiuri, 2-3 soiuri care mi-au rodit bine anul ăsta. Am fost încântat. Le-am luat de la pepiniera Periș, pentru cine vrea să întrebe, mi-au venit plante frumoase, bine ambalate, n-am avut nicio problemă cu transportul, au fost atât de bine așezate încât să nu piardă nici pământul, legate bine cu scoși în interior. Aici am un mini kiwi numit Chang by Giant, adică gigant, e puțin mai grăsunel, mai lat așa, cu fructe destul de mari. Am mai pus un Jumbo, un Jumbo, care de asemenea are fructe destul de mari. L-am scos, mișcăm un piculeț aici, apăsăm pe ghiveci ca să poată să ne iasă ușor, fără să-i rănim rădăcinile. Observați rădăcinile cum se întind, au ieșit aproape pe afară. Imediat ce o să le punem în pământ, la primăvară vor porni. Suntem în luna noiembrie, specific, a fost soare, acum vine un pic de ceață peste noi. Așa, îl scufundăm în apă, ca să ia apă destul de multă. Așa, îl vom lăsa aici. Țin să specific, am trecut pe aici cu motosapa. Am încercat să o bag mai adânc. Pământul este în întregime, un metru și ceva, destul de bine săpat în adâncime. Am intrat mai adânc. Am pus aici puțin gunoi de vacă, bălegar de vacă și puțin găinăți de găină. Am avut o pulbere de la o fermă destul de bun. Dacă puneți găinăți, să nu exagerați pentru că îl puteți arde. Observați, pământul este deja fin, îl amestec aici ca să poată să aibă un pământ bun de calitate. Așa îi facem gaura să fie destul de săpat. Țin să specific că va trebui plantată, îngropată, cam la nivelul la care a fost ea, deci nu îngropați prea adânc, nici prea sus. Dacă o îngropați prea sus, va avea tendința să putrezească tulpina. Deci undeva cam la nivelul acesta, pun din pământ ăsta mai bun, cam așa. Aici avem tutorele, un harac gros prins de structură pe care vom începe să îl legăm. Îi punem pământ, aici un pic tasăm, așa, o să-i mai pun puțin gunoi și niște frunze de la pădure, o să aduc câteva roabe cu frunză ca să stea un pic pământul să nu înghețe iarna. Va ierna destul de bine, am să-i întind un furtun prin picurare și când va fi nevoie la primăvară, când, mă rog, nu mai are apă, voi începe să ud prin picurare, nu trebuie să băltească, dar are nevoie de apă și un pământ fertil ca să crească repede. Este o liană care se va întinde foarte repede.
Hai, putem pune puțină apă acum. Este toamnă târziu, a mai și plouat, urmează să și dea zăpadă. Așa. Ca să poată pământul să se strângă în zona aia, va și mai ninge, va ploua, deci nu are nevoie de apă exagerată. O găletuță de apă de 10 litri ajunge acum în toamnă, ca să poată să se prindă. Ne rugăm la Dumnezeu să crească și să, dacă El mai vrea și mai suntem pe pământul ăsta, mai ne putem bucura de roade, să putem să vedem și cum rodește. Succes în grădinire și Doamne ajută!